Rezultatele testelor recoltate ieri de la suspecți au căzut ca un fulger pe umerii autorităților județene și au semănat panică printre gorjeni. Una din cele 43 de probe a confirmat existența coronavirusului la una din persoanele care au intrat în contact cu italianul bolnav. Este vorba despre un tânăr de 25 de ani din Prigoria, care lucra la o firmă a italianului. Aseară, în localitatea gorjeană, s-a dat alarma, iar casa unde locuia tânărul împreună cu familia a fost izolată. Astăzi, autoritățile din Gorj au dat primele declarații după confirmarea virusului. Un cetățean din județul Gorj a fost diagnosticat ca fiind purtător al COVID-19. După cum bine știți, totul a început atunci când un cetățean italian intrat pe teritoriul României și care și-a petrecut cel mai mult timp pe teritoriul județului Gorj, la întoarcerea în țară a fost diagnosticat ca fiind infectat cu COVID-19. Din momentul acela, noi am declanșat o amplă investigație epidemiologică care a constat în principal în identificarea persoanelor care au intrat în contact direct sau indirect cu acesta și de prelevarea probelor biologice, respectiv plasarea acestora în izolare la domiciliu și transmiterea acestor probe biologice către Institutul Național Matei Balș din București. Autoritățile susțin că au reușit să dea de urma celor care au intrat în contact cu persoanele bolnave. Reușim să identificăm acele persoane care au intrat sau atât acele persoane care au intrat în contact direct sau indirect cu cetățeanul italian și mai nou, practic într-o explozie, într-o desfășurare de progresie geometrică, dacă vreți, ancheta epidemiologică se desfășoară mai nou prin raportarea sa la cetățeanul român de data aceasta și mai clar, mai concret, cu privire la cei care au intrat în contact direct sau indirect cu persoana din județul Gorj. Ancheta se desfășoară în continuare, această investigație epidemiologică, și ea vizează, în afară de identificarea persoanelor despre care vorbeam anterior, și celelalte măsuri conexe sau conjugate care implică plasarea acestora în regim de izolare la domiciliu sub supraveghere, prelevarea în continuare de probe biologice și transmiterea acestora la Institutul Matei Balș București. Pentru 73 de persoane s-au prelevat probe biologice până în acest moment. Aceste probe au fost deja 44 au fost transmise de ieri și azi dimineața au plecat 29 de probe. Șefii din administrația publică locală fac apel la populație să evite adunările și zonele aglomerate, să respecte regulile de igienă și să se prezinte la medicul de familie la primele simptome de boală.